Bună ziua încă o dată. Fracțiunea Platforma DA vine cu câteva subiecte importante, dat fiind faptul că s-au întâmplat mai multe lucruri azi în cadrul ședinței până la ora actuală. Vedem, se va întâmpla probabil și ceva după orele 13, dar datoria noastră să aducem la cunoștința cetățenilor anumite subiecte și să mai abordăm și alt subiect care s-a întâmplat ieri, legat de reluarea urmăririi penale a lui Igor Dodon. Dar începem cu câteva lucruri regretabile din punctul nostru de vedere, care s-au întâmplat la începutul ședinței. Stimați cetățeni, au fost respinse trei inițiative ale platformei DA, cu care noi am venit azi dimineață. De fapt, și ieri în cadrul biroului permanent, două din aceste trei inițiative au fost puse în ordine de zi, însă n-au fost susținute. Noi am crezut că vom avea susținerea în plen, dar cu părerea de rău, coaliția Roz-Albastru a votat așa cum a votat, cu mici excepții. Primul subiect foarte important și rog ca tot cetățenii să înțeleagă că situația este, nu este una normală și ceva se întâmplă în privința problemei aprovizionării Republicii Moldova cu gazele naturale, dat fiind faptul că, pe de o parte, Igor Dodon, peste tot, merge la televiziune, la orice cameră de luat vedere care o vede, fuge acolo și spune că după 1 ianuarie 2020 totul o să fie ok și noi vom primi gazele de la Gazprom și n-ați schimbă nimic, o să fie încheiat contract, dacă n-ați fi tranzitul prin Ucraina, atunci oricum se vor găsi soluții prin alte căi, dar oricum o să fie de la Gazprom. Pe de altă parte, ieri, absolut subit, neașteptat, în ordinea de zi a guvernului a fost inclusă întrebarea că guvernul de urgență va accesa creditul de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Nu este clar care sunt condițiile creditului, nu este clar suma, durata, dar cert este că acest creditul de urgență posibil să meargă pentru procurarea unor cantități de gaze, nu din Federația Rusă, din Uniunea Europeană sau din Ucraina. Și iarăși, nu este absolut clar care o să fie aceste cantități, care o să fie condițiile de procurare iarna, care o să fie condițiile de depozitare. Adică ceva se întâmplă, sunt niște momente alarmante și noi am vrut azi să invităm ministrul economiei și șeful Consiliului de Administrare de la Moldova Gaz să facă clarități publice, nu atât pentru deputați, cât pentru cetățenii, deoarece au rămas 25 zile până la 1 ianuarie și ne trezim noi în situația neclară, fără gaze, fără soluții pe acest domeniu. Cu părere de rău, ați văzut că nu există mare interes din partea democraților și socialiștilor vis-a-vis de acest subiect. Celelalte două subiecte sunt inițiativele Platformei Demnitate și Adevăr, dacă doriți, sunt și dizideratele Platformei Demnitate și Adevăr. Primul subiect legat de investigarea furtului miliardului, al doilea subiect de evenimentele 7 aprilie. Noi am propus inițiativa privind crearea comisiei de anchetă cu referitor la elucidarea tuturor circumstanțelor ce țin de lichidarea, procesul de lichidare a celor trei bănci, deoarece în cadrul primii comisii de anchetă, dumneavoastră toți cunoașteți că noi am elaborat o recomandare foarte importantă că să continuăm acest proces, deoarece s-a constatat, și acest lucru apropo a fost constatat de deputatul socialist Vladimir Galovatiuc, că în procesul de devalizare a continuat și în cadrul lichidării celor trei bănci, că noi am avut criză valutară după asta și domnul Galovatiuc are mai multe materiale pe acest subiect și noi toți unanim am decis că este necesar crearea acestei comisii. Noi am fost consecvenți și am făcut acest lucru,
am înaintat această inițiativă. Ea a fost respinsă ieri în cadrul biroului permanent și azi noi am înaintat această inițiativă în plen. Cu părere de rău, toți alegătorii, mai ales cei de, ale Partidului Socialiștilor, trebuia să vadă care a fost atitudinea Partidului Socialiștilor vis-a-vis de continuarea investigării furtului miliardului, mai ales că acest subiect a fost votat împreună cu dânsii pe data de 17 octombrie și domnul Galovatiuc și domnul Lebedinski au fost membrii comisiei. Repet încă o dată la solicitarea domnului Galovatiuc, noi am inclus această recomandare. Cu părere de rău, iată, ei fac una, gândesc alta, fumează a treia. Și noi azi am văzut și experți și alegătorii au văzut care sunt intențiile adevărate a lui Igor Dodon și, cu părere de rău, și a Partidului Socialiștilor, care au această dependență fatală de, de vojdii lor. A treia inițiativă care a fost respinsă, despre asta o să vorbească mai detaliat de Dinu Plângău, dar ține de evenimentele 7 aprilie. Repet încă o dată că noi am avut în înțelegere temporară mai multe subiecte și unul din aceste subiecte a fost și crearea acestei comisii de anchetă. Dar se vede că după ce există altă înțelegere între Partidul Socialiștilor și Partidul Democraților, evenimentul din 7 aprilie deja nu prezintă interes pentru dânșii, dar prezintă interes pentru Platforma Demnitate și Adevăr și noi vom insista pe acest subiect. Mai atrag atenție opiniei publice și tuturor cetățenilor la un fapt foarte important, că ieri a apărut o scrisoare oficială de la Procuratura Anticorupție, unde o solicitare domnului Andrei Năstase este reluată urmărirea penală a lui Igor Dodon și Partidului Socialiștilor vis-a-vis de finanțarea externă. Această scrisoare cel mai probabil deja este publicată. Cunoașteți bine că în iulie a fost ordonanța Procuraturii Generale privind clasarea acestui dosar. Iată, pe 26 noiembrie Procuratura Anticorupției a anulat acea ordonanță de clasare și a reluat urmărirea penală, repet încă o dată, la insistența lui Andrei Năstase și Platformei Demnitate și Adevăr. Acestea fiind spuse pe subiectele de azi, dar totuși sunt colegii mei Dinu Plângău care câteva cuvinte o să spună despre comisia de anchetă pe 7 aprilie din numele tineretului, care au fost profund marcant de aceste evenimente, dar și Igor Munteanu o să vorbească despre un proiect foarte important care la fel este dezideratul Platformei Demnitate și Adevăr, care azi a fost votat și este succesul nostru și succesul tuturor primarilor, tuturor localităților, satelor, comunilor, care vor avea din anul 2020 mai mulți bani în bugetele locale. Dinu. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass mediei. În primul rând vreau să menționez faptul că noi ne ținem de cuvânt, așa cum am promis cetățenilor, scriem sau la insistența noastră să fie creată comisia de anchetă privind elucidarea tuturor circumstanțelor, de fapt și de drept privind evenimentele din 7 aprilie 2009, care a marcat întreaga societate și prin această comisie am avut câteva scopuri. În primul rând să restabilim dreptatea generației 2009, care a avut cel mai mult de suferit și din păcate din cauza tergiversării dosarelor, din cauza faptului că nimeni nu a fost până în prezent tras la răspundere pentru acele evenimente, majoritatea din acea generație este plecată acum peste hotare. Și asta a descurajat și alte generații de tineret să se mai manifeste activ în diferite acțiuni civice. Atunci noi am propus, în cadrul creierii acestei comisii, să fie condusă de deputații tineri din Parlamentul Republicii Moldova, cei care nu au avut nicio implicație în acele evenimente, respectiv una din condițiile noastre a fost ca totuși într-un final să autoritățile statului să vină cu un raport public pentru cetățeni, pentru mass media, care răspunde la câteva întrebări esențiale până în momentul de față la care nu avem răspunsuri. Cine a fost implicat, cine a organizat acele evenimente, de ce nimeni până în prezent nu a fost tras la răspundere. Și vreau să vă reamintesc că în cadrul acelor evenimente, cel puțin un tânăr a fost omorât. Și a doua etapă, în urma prezentării unui raport exhaustiv pe baza celor, în urma acelor evenimente, era
eliminarea tuturor oamenilor care au fost implicați în acea perioadă în torționarea tinerilor din sistem. Din păcate, și reprezentanții mass mediei și societatea noastră cunoaște că unii oameni torționari din acea perioadă continuă să fie în funcții publice. Iar nedorința colegilor noștri din alte fracțiuni din Parlamentul Republicii Moldova să creeze această comisie demonstrează că probabil noua majoritate parlamentară are nevoie de oameni care pot să treacă peste principii morale și să încalce legea. Da. Stimați prieteni, orice zi are și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Salut astăzi adoptarea în prima lectură a proiectului de lege 214 cu privire la modificarea legii cu privire la finanțele publice locale. De ce este atât de importantă? Este că autoritățile locale de primul nivel vor avea mai mulți bani anul viitor. Conform estimărilor noastre, vor fi circa 569 de milioane de lei în plus pentru bugetele autorităților locale de primul nivel, pentru că noi am decis în acest proiect de lege să atribuim defalcările veniturilor persoanelor fizice în mărimi de 100% la autoritățile locale de primul nivel. Noi am propus și o mărime importantă de 50% pentru defalcările veniturilor de la persoane juridice, dar Ministerul Finanțelor s-a opus și a acceptat doar o cotă minimă din aceste venituri, care vor fi atribuite la un fond de compensare. 10%. Probabil că estimativa asta va însemna circa 54 de milioane de lei care vor fi transmis către acest fond de compensare. Trebuie să remarc că au fost două proiecte de lege, 214 și 62, prin comasare a fost votat în unanimitate această schimbare importantă a legii finanțelor publice locale, care este un prim pas salutabil, dar mulți alți pași rămân să fie făcuți în continuare, pentru că autonomia locală este extrem de importantă pentru țara noastră, este extrem de importantă pentru oamenii care își doresc dezvoltare locală sustenabilă, pentru că să nu depindă de guvernul centralist, să nu depindă de pomenirile electorale, să nu depindă de schimbările haotice uneori a oficialilor care împărtășesc probabil puncte diverse de vedere cu privire la normele europene care trebuie să modeleze guvernarea Republica Moldova. Am salutat acest lucru. Între prima și a doua lectură vom aduce îmbunătățiri astfel încât să nu există autorități care să sufere sau să aibă pagube din această modificare a legii finanțelor publice locale. Vom atrage atenție la orașele reședinței de raion și în același timp vom face tot posibilul ca strategia descentralizării, care este documentul de bază pentru trasarea priorităților în domeniul autonomiei locale, să fie tratată serios, cu responsabilitate, așa cum am promis și alegătorilor noștri, noi cei din platforma DA. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări... Precizare. Cui credeți din politicieni că este cel mai convenabil eliberarea domnului Filat? Domnului Filat, cel mai probabil. Că eu în libertate. Noi nu participăm în acest ping-pong între diferiți actori politici, diferiți experți, analiști. Eu azi am spus părerea mea personală vis-a-vis de acest subiect. Consider că prea multă atenție se acordă acestui subiect, deși circumstanțele juridice, repet, încă o dată, în care s-a întâmplat acest lucru, pentru mine rămân obscure și eu n-am fost convins că eu a fost eliberat transparent. De fapt, s-a produs același lucru, aceeași procedură, cum și în cazul când el a fost închis. El a avut un proces netransparent de judecată și eliberarea lui tot a rămas cu multe elemente de mister, de multe circumstanțe obscure, ceea ce până la urmă denotă faptul că noi rămânem cu justiția capturată, aservită politicului și, repet încă o dată, nu exclud că în spatele acestei eliberări stă Igor Dodon, care în 2011-2012 au avut relațiile foarte prietenoase cu Vlad Filat. O zi cât mai frumoasă să aveți! Stai-ți.